Salutări! Sunt Marius Tudosie și misiunea noastră este să readucem la viață rețete românești mai puțin știute, gătite cu ingrediente locale și cu electrocasnicele Arctic. Astăzi, gătim cu sfeclă roșie. Trebuie să mi se zică Gabi Coi. Salut, Gabi! Bine ai venit! Salut, Marius! Fermierul meu favorit care ne aduce în fiecare sezon ingredientele de care avem nevoie. Ce ar trebui să fac ca să fiu sigur că mănânc de adevărat la sustenabil? În primul rând, când vorbim despre sustenabilitate, vorbim despre trasabilitate. Ar trebui să știi de unde vine produsul și cum îți ajunge produsul la tine pe masă. Este un produs care vine de la o distanță mare, este un produs care este crescut corect, este un produs care susține economia locală sau nu. Și care nu face rău mediului. Vezi, cumva lucrurile se leagă, pentru că pentru Arctic, povestea asta cu sustenabilitatea nu e doar așa, pur și simplu o idee, e chiar o misiune. Și procesul de producție al electrocasnicelor este unul foarte sustenabil. O să avem ocazia să gătim pe electrocasnicele Arctic, care sunt foarte versatile. Le-am testat deja, lucrurile au mers de minune. Ne întoarcem la produs și atunci identificăm local produs integrat într-un ecosistem, lanțul scurt de aprovizionare și mai ales gustul autentic pe care o să-l descoperim inclusiv pentru sfecla roșie. Ca să nu mai zicem și de faptul că susținem economia locală. Da, uite, e de apreciat că și voi aveți o pasiune pentru o multitudine de varietăți și specii. Da, asta a venit cumva natural, pentru că dacă ne uităm în natură, niciodată nu o să vezi o singură specie. Tot timpul în natură, speciile se susțin unele pe celelalte. Trăiesc se numesc asociații vegetale. De asta încercăm să recreăm în fermă niște asociații vegetale folosind specii comestibile. Așa fel încât plantele se susțin unele pe altele, fără să dăuneze solului și implicit să se protejeze. În ecosistemul ăsta, sfecla roșie ce loc își găsește? Lângă ce plante ar trebui să o căutăm? Sfecla roșie are un rol destul de important. Nu are foarte mult dăunător și atunci o putem introduce în mai multe scheme de asociație. Rămânem concentrați pe sfecla roșie. De cât timp mâncăm în România sfecla roșie? De aproximativ 300 de ani. De vreo 300 și ceva de ani mâncă toată Europa sfecla, așa că nu suntem mai speciali. Am înțeles. Rețete diverse peste tot în țară, folosită în tot felul de variante și dacă tot vorbim despre tradițiile astea sustenabile, aș vrea să-mi spui, curățăm sau spălăm coaja? Putem să o curățăm sau să o spălăm. Indicația este să o spălăm, pentru că și coaja conține foarte mult nutrienți pe care noi practic îi aruncăm la gunoi în momentul în care o curățăm. Putem să facem ceva din cojile alea? Bineînțeles, dacă sunt spălate foarte bine, putem să facem niște chipsuri de sfeclă. Da, sună la fel de bine și un borș de sfeclă și niște sfeclă trasă la tigaie. Și niște sfeclă cu șan. O să o bag la spălat. Fii atent, îți urmezi parțial exemplu, pe unele o să le curăți, pe unele însă o să le spăl. O să te rog, dacă ești drăguț, să te ocupi tu de ceapă, pentru că ce o să facem astăzi o să fie un fel de 2 în 1. Punem sfecla roșie la fiert în borș. O parte din sfeclă o folosim la fel în borș și cealaltă parte din sfeclă o să o facem în rețeta cu care eu m-am născut în casă și care se face de foarte multă vreme la noi, una foarte simplă cu sfecla trasă la tigaie. Dar okay, o să am nevoie de niște ceapă și, evident, va trebui să mă ocup de sfecla asta roșie, dar nu oricum, pentru că n-ar trebui să vă apucați de curățat sfeclă roșie dacă nu folosiți niște mănuși, asta ca să vă puteți folosi mâinile ceva mai încolo, almintelor să rămână super colorate. La noi era așa, jumătate din câți cartofi băgai în beci, băgai și sfeclă, dar nu puteai să trăiești fără, adică era ceva de nelipsit în fiecare iarnă. Dar înainte să mă apuc de tăiat sfecla asta, o să te rog să-mi dai un șorț și mai fac eu ceva. Mai scot un tocător special pentru că alminteri e posibil să nu-l mai folosim pe ăsta de lemn. Pentru că o să păteze. Pătează foarte mult și, uite, noi mai foloseam și sfeclă roșie la vopsit ouăle de Paște. Da. Se colorează foarte bine. Sfeclă, col de ceapă. Sfecla are foarte multe utilizări. În Anglia, femeile în epoca victoriană o foloseau ca blush de obraj și călători de buze. Ah! Bet. Ce idee bună! Nu m-aș fi gândit la chestia asta, pentru că de fiecare dată când mă uit la tot felul de ingrediente, eu mă gândesc la latura asta, la altă.
cea în care... Dar are și o latră cosmetică oare... și una chiar medicinală, se reclamă. Oare cum le poți băga în ceva, sub capac, cum le zicem noi. Bun, rețetă simplă, ceapă, usturoi, sfeclă și niște smântână grasă. Cum se numește? Păi, este fix sfeclă roșie tăvălită la tigaie. Tăvălită la tigaie. O tăvălită care o să îți placă foarte mult. La voi se făcea rețeta asta? Adică, practic... Nu, dar se făcea sfeclă coaptă la cuptor, care era servită similar. Ok. Că se punea ceapa pe jumătate tăiată, se cocea împreună cu sfecla și cu usturoiul la cuptor. Nu, uite că pe asta și n-am apoi auzit. Se tocau cubulețe și spunea la fel, smântână foarte grasă deasupra. Da, și totuși se învârte în jurul smântânii foarte grase. Așa, deci, avem această minunată sfeclă, ia uite ce colorată e. Am pregătit și o tigaie în care să o fierbem în borș. Și borșul ăla care devine roșu e și super, super gustos. Poți să-l bei și așa. Noi ne mai păstram uneori din borșul în care fierbea sfecla, pentru că ne plăcea pur și simplu să-l bem așa cum era. Aștept că sfecla nu a fost sferică. A avut altă formă? Sfecla era lunguiață, la fel ca și morcovul. Și cum a ajuns așa? De ce? Prin ameliorare și prin selecție. De ce a sfârșit rotundă? Pentru că e o întrebare... Să ce rotundă pentru a avea o masă mai mare în rădăcină și ca tot să poți mânca mai mult. Adică într-o sfeclă să ai 200-300 de grame în loc să ai 50-60 de grame. Ok. Și atunci au fost selectate varietățile care dezvoltau rădăcina asta cilindrică, tuberizată. Vezi de ce? De fiecare dată când am curiozități despre plante, pe tine te sun și te întreb. Așadar, sfeclă fiartă în borș acru, că e colorat și gustos. Până fierbe sfecla, ceapa asta tocată trebuie trasă în ulei, dar nu la foc foarte mare. Nivel 4 din 9, ca să nu se ardă, să nu pățească nimic. Dar, până fierbe sfecla și se răcorește un pic, ar trebui să dăm și drumul la hotă, pentru că altminteri o să miroase în toată casa. De aici înainte, ca și cum am avea mâncarea în farfurie, pentru că treburile sunt foarte simple. Eu o să simt tigaia. Ia uite ce culoare frumoasă. Făceam noi cuburile astea, pe care ți-am zis că uneori le mai amestecam în iaurt, făceam tot felul de lucruri. Sau, cuburi mici. Așa. După care le mutăm încă un pic. Pe foc. Pe foc. Se împrietenească. Le zbuciumăm un pic și adaosul final, un pic de usturoi. Bine, care un pic la noi, pentru că așa se mânca. Ia un pic mai mult. Bine, la Botoșani aveți și usturoi de copălău. Care e soia feitelă. Dintre cele mai bune soiuri de usturoi pe care le-am gustat eu vreodată. Și crede-mă, am o pasiune pentru usturoi. Mi-am adus din tot felul de țări usturoi acasă să-l gust comparativ. Și trebuie să recunosc că nimic nu se compară cu usturoiul nostru de copălău. O lăsăm să se răcorească. Acum e momentul, dacă simți nevoia să mai pui niște usturoi, bang! Acum, se răcorește, o răcim în frigider și... Când e rece, ne întoarcem cu ultima tușă pe care trebuie să o punem, 32% grăsime, un pic de smântână. Gabi, cred că s-a răcit tecla noastră tăvălită în tigaie. S-a răcit. Așadar, un pic de pătrunjel rupt, pentru că n-are sens să îl tocăm, să și oxidează. Zi-mi, te rog, însă, unde e cel mai bun loc să cauți speclă roșie? Sfecla este o cultură care nu necesită foarte multe tratamente chimice, așa că cred că este safe să o luăm din piață, poate și din supermarketuri. Cred că problema este că trebuie să ne asigurăm că este crescută pe plan local. Ok. Cred că există sfeclă roșie de import? Aduce ce? Face da, cineva există, extravagant? Dar cred că, da, baby sfecla, nu doar roșie, știi că există o varietate foarte mare de culori și la noi în țară nu prea se cultivă. De aceea ar trebui să ne concentrăm pe lucrurile bune pe care le avem. Și acum, partea asta drăguță, care ne place nouă, de la Focșani în sus, un dolop de smântână, sau în fine, un iaurt gras, gustăm imediat, dar mai avem încă două idei de rețete cu sfeclă roșie pe care le puteți face foarte ușor acasă.
trebuie să ne facem loc, pentru că borșul ăsta de sfeclă, care mie mi se pare că este borșul suprem, e gata, fierbinte și e la fel de simplu. Așadar, sfecla care a fiert în borș acru generează două ingrediente pentru borșul de sfeclă. Pe de o parte, cubulețe sau răzătură de sfeclă cu aromă foarte bună de borș și un borș foarte colorat. Și mai departe, țelină, păstârnac, morcov, ceapă, fierte, unile mai călesc, dar eu prefer să fie fiert. Fierb, punem cartofi spre final, punem borș, punem sfeclă. Clasicul borș de sfeclă. Este ceva atât de simplu. Iar salata asta este extrem de versatilă, pentru că tocmai investigam faptul că sfecla roșie poate fi gătită în toate felurile posibile, și fiartă, și opărită, și crudă, și pare să fie prăjită și coaptă. Și prăjită și coaptă, practic avem tot ce ne trebuie. La salată nu avem decât să punem o lingură zdravănă de hrean. Dacă simțiți nevoia să acriți și mai tare sfecla asta, puteți să o faceți foarte ușor cu oțet sau chiar cu un strop de lămâie. Dar până una alta, să le punem pe farfurie, Gabi, că asta, ăsta e momentul nostru. Trebuie să și mâncăm. Dacă ar fi să facem un top al sustenabilității ingredientelor, cred că sfecla roșie se califică... Pe prima. Gândește-te că la început mâncam doar frunzele. De 500 de ani am început 300, 400 am început să mâncăm și rădăcină. Bă, iar acum mâncăm peste vară frunzele... Sau baby sfecla cu totul. Sau sfecla cu totul. Ținem rădăcinile în beci cum se țineau pe vremuri, cum trebuie. Într-o capacitate mare de păstrare. Și așa? Apoi o legumă pe care ai tot timpul anului în cutărie și o poți folosi. Nu aruncăm nimic și putem să o gătim în foarte, foarte multe variante. Exact. E foarte versatilă. Ceea ce ne dorim însă este să și gustăm, pentru că dacă e ceva ce să mă impresioneze de adevăratele la sfecla roșie, este, o să râzi, gustul. Mi se pare, poate și pentru că m-am născut eu, hrean cu sfeclă, m-am născut eu cu sfecla în casă, dar vezi, ăsta e un gust pe care n-avem cum să-l uităm, pentru că este exact cum trebuie să fie. Și e și un gust al copilăriei până la urmă. O să dezbat eu un pic la sfecla tăvălită în tigaie. Dar să știi că o să-ți las ție bolul de ciorbă, pentru că super. Asta este rețeta care m-a însoțit pe mine toată viața și care are super mega succes, pentru că în momentul în care faci așa cu lingura, se întâmplă ceva absolut magic. Ia. Supa ta-i jos. Eu rămân la ăsta cu hrean, pentru că este... Și asta poate fi mâncată și rece. Uneori mi se pare că e mai bună rece. Ia să vedem și dacă facem ce ziceam mai înainte, să punem un pic de zeamă de lămâie, să vedem cum e când e și un pic mai acrișoară. Merg pe mâna ta. O splendoare. Cel mai bun ingredient, cred că l-avem în vedere, pentru că fără ingrediente de felul ăsta, ajungem în sapă de lemn. Astea sunt alea bune pe care trebuie să le căutăm. Direct de la producători, n-aruncăm nimic, le folosim în tot felul de rețete și peste toate au un gust excelent. Gabi, îți mulțumesc. Mi-a plăcut să gust lângă tine ingredientul ăsta fabulos. Hai să învățăm unii de la alții să gătim cu ingrediente sustenabile, rețete pe care aproape că le-am uitat. Dacă ai și tu o rețetă cu sfeclă roșie, postează-o pe Insta, fă un story, dă un tag la Arctic România și hai să facem rețetele astea celebre. Mâncarea cu ingrediente locale merită gama de electrocasnice încorporabile de la Arctic. Astăzi am vorbit despre sfecla roșie, însă în episoadele următoare vom ajunge la alte rețete mai puțin știute, tot cu ingrediente locale. Care sunt aceste ingrediente? Urmărește seria și vei afla!